Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și, ca de obicei, pe pagina de Facebook Europa FM. Invitatul acestei ediții a Piaței Victoriei este Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Otilo. Bun venit, domnule ministru! Mulțumesc! Bun invitat. revenit în Piața Victoriei! Avem lucruri noi de discutat de la ultima noastră întâlnire, acum câteva luni, dar unul dintre cele mai noi și cele mai grave lucruri întâmplate este prăbușirea acelui pod peste Siret de la Luca. Aș vrea să ne lămuriți aici care e implicarea, poziția Ministerului pe care îl conduceți după toată povestea asta. Inspectoratul de stat în construcții s-a dus, face anchetă. Ce se întâmplă? Din punctul nostru de vedere, acest proiect de investiție nu este închis beneficiarul acestui proiect de investiții este Consiliul Județean Neamț iar documentația depusă și facturile depuse pentru această lucrare nu s-au finalizat din punctul nostru de vedere cu un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Adică, din punct de vedere al Ministerului, această lucrare nu este finalizată pentru că nu s-a prezentat această, acest proces verbal de recepționare a lucrării, care este o condiție obligatorie prevăzută de lege pentru a închide o investiție uh, uh, finanțată din, uh, din bani publici. Uh, evident că, în momentul în care uh, s-a întâmplat uh, prăbușirea acestui uh, pod, uh, am dispus uh, inspectorului general de la ISC efectuarea unei unei analize ample și aștept raportul inspectorului general pentru a vedea din punct de vedere de specialitate. Al Inspecției de Stat în Construcții, ce s-a întâmplat, ce s-a găsit acolo. Evident, fiecare instituție a statului și autoritatea statului trebuie să-și facă aici datoria, și eu nu vreau să mă pronunț cu privire la atribuția altor instituții. Învățământul, dacă vreți, din, această, din acest eveniment nefericit, ca din, și din altele. Pentru mine, dacă vreți ca și persoană publică sau și pentru persoana fizică, este aceea că, indiferent că vorbim despre un proiectant, că vorbim de un expert, de un verificator în construcții, că vorbim de un antreprenor, de un executant de lucrări, că vorbim de un... <coughs> scuzați-mă! de un beneficiar de autoritate locală sau autoritate centrală, fiecare trebuie să-și facă datoria din punct de vedere profesional, calitativ la cele mai înalte standarde. Pentru că dacă acest lucru se întâmpla, în mod categoric nu se ajunge aici. Inspectoratul de stat în construcții, când face de regulă verificări? Bun, dumneavoastră ați comandat acum acest control, dar e implicat și înainte, în alte stadii ei trebuiau să fie invitați la acea comisie de recepționare a lucrării, conform legii ISC-ul este obligat să dea un membru în această comisie de recepționare a lucrării, ceea ce nu s-a făcut. Toată deci... lumea a recunoscut acolo că acest pod, de fapt, această lucrare nu era recepționată. Concluzia noastră, cel puțin, până în momentul ăsta, e că s-a circulat pe el așa, uh, neoficial. Că a existat e, uh, o presiune uh, uh... politică acest pod să fie dat cetățenilor mai devreme, nu, decât s-ar fi cuvenit, înainte de termen, și că s-a lucrat, s-a circulat pe el, bine mersi, și acum constructorul e de vină că nu l-a predat, de fapt. Eu nu am precăderea ca și ministru să deci cine unde a greșit. Eu vă spun că din punct de vedere a procedurilor legale o lucrare, o investiție de o asemenea amploare și cele mai mici, putea fi și de o amploare mai mică, se închide în momentul în care se recepționează lucrarea. Din câte cunoaștem noi, acest lucru nu s-a întâmplat și încă o dată din punct de vedere al nostru care am finanțat această lucrare, finanțarea nu este închisă și nu s-a terminat lucrarea. Celelalte autorități ale statului, înțeleg că sunt deschise mai multe dosare penale legate de acest eveniment nefericit, își, vor, își fac treaba și evident vor găsi pe cei vinovați. Bun, noi vorbim de acest obiectiv pentru că, așa cum ați și spus mai devreme, e finanțat din banii Ministerului Dezvoltării. Acum, uitându-ne la alte proiecte pe care le finanțează Ministerul Dezvoltării zilele astea, uh, tocmai ați anunțat alte obiective de racordare la rețeaua de gaze. Explicați-ne puțin unde suntem în momentul ăsta, vă rog. Aici vorbim despre 104 uh, proiecte care au fost inițial depuse de către unități administrativ teritoriale în programul operațional infrastructura mare pe fonduri europene doar că în 2020, doar că pe, pe acest fond, pe acest fond uh, POIM, uh, uh, resursele financiare erau uh, limitate, astfel încât uh, uh, vreo 20 de OAT-uri au câștigat, uh, primele 20 de OAT-uri au putut prinde o finanțare. Au existat, în schimb, încă 105 proiecte depuse de OAT-uri din toată țara, care au fost conforme, au fost eligibile, au îndeplinit toate condițiile și au îndeplinit și punctajul minim pentru a putea fi finanțate din fonduri europene. Și atunci, propunerea noastră către guvern și guvernul a fost de acord uh, uh, și printr-o ordonanță de urgență s-a materializat acest lucru: a fost aceea de a nu pierde aceste proiecte mature. Pentru că uh, despre ceea ce tot. Spunem, povestim în România, este și acela de a avea proiecte mature care pot fi repede puse în implementare. Maturitatea unui proiect nu este o maturitate infinită. În sensul în care această, odată ce ai strâns toată documentația, ea este valabilă și peste șase luni și peste un an. Nu, este într-un anumit moment care este finit, dacă vreți. Peste șase luni autorizațiile nu mai sunt valabile, avizele nu mai sunt valabile, studiile de fezabilitate își pierd din valoare profesională, dacă vreți, după o perioadă. Și atunci a fost un moment oportun pentru a prelua aceste proiecte cele 105, din care au rămas 104 pentru că unul din UAT-uri a renunțat la proiect, la finanțare la bugetul de stat, fiind o oportunitate și pentru stat și pentru UAT-uri de a rezolva ceva la care UAT-urile au lucrat și evident i-am felicitat pentru că au avut curajul de a depune și au strâns această documentație și chiar dacă acolo n-au pris finanțare, aici pot rezolva, vorbim despre peste 160 de uh, localități în care se vor face lucrări de a rețelor de gaze naturale. Bun, uh, toți banii aceștia vor veni din uh, PNDL, să zicem, sau din programul Angel Salini. Așa este, din Salini, mm -hmm. da. Bun, program care sigur a început să acorde, sau mă rog, să răspundă cererilor, după cum vedem, dar aici noi am avut cu aceste programe de dezvoltare locală niște probleme în anii trecuți și vrem să vedem dacă nu se vor repeta sau nu există un risc să se repete și în cazul programului Angel Salini, botezat și PNDL 3, și mă rog, știu că dumneavoastră politicienilor nu vă place lucrul ăsta. Uh, mai întâi, uh, din cât înțelegem, nu s-au mai putut face plăți din programele astea s-a ajuns ca banii să provină din fondul de rezervă al, al guvernului cum ne asigurăm că nu se va întâmpla la fel de data asta? Uh, deci programul Anghesa alinii are bugetul aprobat fiind vorba de un program multianual uh, până în uh, 2028, în momentul în care guvernul a decis acest lucru, evident credite de angajament Uh, uh, au fost asumate, adică de posibilitatea de a încheia contracte pe aceste uh, sume uh, din, uh, din program, din aceste proiecte, urmând ca în fiecare an creditele bugetare, adică banii propriu-zis care se plătesc pe facturi, să fie asigurat în uh, legea bugetului de stat. Ceea ce totuși deosebește acest program de alte programe este, în primul rând, uh, legat de transparență. Este pentru prima dată când la programul Anghe Salini s-a pus transparent uh, pe site-ul Ministerului Dezvoltării uh, criteriile de prioritizare, respectiv sumele care au fost alocate pe județe. În prima etapă am pus și un model de alocare, am început cu județul Alba fiind primul în alfabet, din care fiecare județ sau oricine interesat, inclusiv din mass media, dacă vreți, opinia publică, putea să verifice dacă calculele noastre de alocare pe criteriul de prioritizare prezută de lege sunt sau nu corecte. Adică totuși e puțin, puțin altfel ne mai vorbim de faptul că a fost programul care a pornit anul trecut cu platformă digitală și în care am avut toate proiectele depuse de către oat nu n-am mai avut nicio hârtie depusă pe, ca și proiect pe programul Anghe Salini. Bun, noi știm pe de altă parte că sunt proiecte din PNDL 1 și 2 care nu au fost finalizate nici până acum. Sunt 9 ani, dacă nu mă înșel, de când au început să existe programele astea. A făcut cineva analiza Realizărilor, să zicem așa, din precedentele programe de dezvoltare locală? Sigur, aceste cifre există. Eu nu contest că sunt proiecte care. <coughs> scuzați-mă, care sunt defazate, respectiv cunosc o anumită an amânare, dar să știți că marea parte a acestor proiecte totuși au adus o îmbunătățire în viața comunităților locale. Um, jumătate din aceste proiecte sunt finalizate dacă vorbim de PNDL 1 și PNDL 2 și totuși din aceste, din aceste finanțări s-au construit, s-au reabilitat grădinițe, școli, crește, s-au făcut apă și canalizare, drumuri. Încă o dată nu contez că sunt și, și probabil așa se va întâmpla întotdeauna. Ideea este următoarea să fie cât mai puține asemenea proiecte care nu sunt dacă ziceți că nu se afine, avem ne așteptăm nu, nu, să se în, întâmple și la nu, programul în, ăsta. În sensul în care la dacă ai 11.000 de contracte încheiate, garanția ca toate cele 11.000 de contracte acum, acum având în vedere tot ceea ce se poate întâmpla, uh -huh. inclusiv legat de o achiziție publică care este contestată și răscontestată, și nu poți să dai un executant al lucrării. Adică sunt câteva motive, dar evident au fost și câteva situații și nu avem ce să negăm, că nu aceasta e ideea. Avem, am avut anul trecut și sesizări la parchet legat de unele investiții. Nu multe, una, două, trei, câteva spețe în care uh, am făcut control și am văzut că uh, sunt, uh, sunt probleme. Dar în mare parte aceste programe totuși au adus o, o dezvoltare Und a comității Dar există un local. studiu de performanță legat de aceste programe? Uh, în mare parte, dacă vreți așa de denumi studiul de performanță, nu există, dar cifrele sunt uh, uh, publice din aceste cifre, dacă ne uităm la cifrele mari. Câte uh, s-au terminat și câte sunt încă în execuție și ce dezvoltare au adus. Eu cred că imaginea totuși este pozitivă. Uh, iar în cazurile, în spețele în care uh, nu s-a întâmplat acest lucru, evident că vinovații trebuie să plătească categoric acest lucru. Dar există, domnule ministru, un număr de persoane alocate în minister care să se ocupe de controle sau de felul în care merg? aceste proiecte? Anghe Salini va fi diferit și din acest punct de vedere, pentru că în programul Anghe Salini, o danță de urgență, s-a scris foarte clar că trebuie să existe un serviciu separat care face verificarea și controlul acestor, acestor proiecte față de alte proiecte unde Verificare și analiză, și control la fața locului a fost atunci când ori am fost zisat, ori am avut informații legate de posibile probleme, am trimis corpul de control a ministrului. Dar pe Anghea Salini vom avea un serviciu, dacă vreți, specializat care se va ocupa numai de acest aspect. Uitați că tot vorbeam de podul ăsta de la că a făcut și el acolo cu firme care, mă rog, sunt sau au fost ale unor personaje implicate politic, există vreo formă prin care să ne asigurăm că firmele care execută lucrările astea, finanțate prin PNDL sau Angel Salini, nu sunt firme prietene cu partidele uh, din conducerea acestor uateuri? Mi-a spus o întrebare foarte, foarte grea. Uh, nu pot nici să confirm, nici să infirm, pentru că nu sunt eu uh, parchetul care desfășoară asemenea uh, activități. Depinde de fiecare investiție dacă vreți procedura de achiziție publică este transparentă din acest punct de vedere. A fost o întreagă discuție de-a lungul timpului legat de posibilitatea de a exclude, de exemplu, o firmă care câștigă și cu privire la care, de exemplu, autoritatea contractantă ar deține informații sau ar putea la nivel local Cunoscând anumite precedente ale firmei respective dacă poate să le excludă sau nu. Astăzi, procedura legală este destul de, destul de clară. Dacă o firmă a, 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 are toate criteriile de eligibilitate și toate documentația depusă și are oferta cea mai bună, trebuie să-l dai câștigător, pentru că altfel intrăm în acea morișcă uh, infinită dacă vreți, în care nu avem un câștigător și ne purtăm prim uh, procese. De ce s-a recurs la un minimum alocat fiecarei localități de data asta prin program, apropo de faptul că totuși se dorea un program competitiv? Dintr-un simplu motiv, pentru că uh, am dorit ca întreaga țară să și toate comunitățile locale să se dezvolte iar acest lucru nu se poate asigura decât prin faptul că am asigurat o sumă minimă pentru fiecare categorie de UAT, respectiv pentru fiecare uh, localitate sau UAT care a depus un, cel puțin un proiect eligibil. Uh, altfel, uh, Alte tipuri de discuții ar fi fost legate de faptul că unele UAT-uri poate ar fi luat mai multe proiecte și altele nu ar fi luat deloc. Și n-ar fi fost bine? Asta e și întrebarea. Pentru că unele sunt la an lumină în a folosi fonduri europene și arată ca niște orașe din Occident. Da. Iar altele probabil nu au această capacitate și atunci ar fi depins mai mult de banii din PND. Da. În, în primul rând, eu cred că în fiecare localitate comunitățile locale sunt importante și oamenii care trăiesc acolo sunt importanți. Adică trebuie să încercăm să asigurăm o dezvoltare pentru toate comunitățile locale, indiferent dacă un primar este mai eficient dacă vreți, sau un gospodar mai bun decât altul posibilitatea de diferențiere există și în Anghel Salini, pentru că nu toți banii se dau pe sume uh, minime, dar s-a asigurat pentru fiecare localitate o sumă minimă. Restul este pe competiție și unde se va vedea diferența, dacă vreți, de eficiență și așa e la toate programele pe care le avem la Ministerul Dezvoltării, adică se asigură, se asigură competiție și diferențe le vedem și noi. Evident că sunt diferențe și cetățenii le văd, pentru că acum, ca să nu spun ceva neobișnuit, la vot atunci când se schimbă primarul, cetățeanul a văzut că primarul nu și-a făcut treaba și trebuie să facă o schimbare. Despre asta vorbim până la urmă, ăsta e procesul democratic. Bun. Acum am văzut că programul a fost și suplimentat recent, până la urmă, în forma lui finală. Va fi ultima suplimentare, credeți? Până când se aprobă. 65,5 miliarde de lei, nu? Exact. Până când, până când se aprobă finanțările pe acest. pe ceea ce este depus, proiecte depuse, nu vor mai fi suplimentări. Bun. Domnule ministru. Consolidarea clădirilor cu risc seismic e ceva care ne preocupă, mai ales în orașele mari, mai ales în București. PNRR ar fi trebuit să intervină în povestea asta, nu? Să fie finanțate lucrări de consolidare și reabilitare. Ce se poate face? Unde suntem? Da, nu vreau să par că exagerez, dar vă spun că este cel mai important program de investiție al Ministerului Dezvoltării. Cel mai important. Uh, proiectul de lege care este astăzi în Parlament cu programul uh, național de investiții pentru construirea de risc seismic. Uh, am reușit să-l promovăm în mai în uh, ședința de guvern și sperăm că în luna aceasta uh, reușim uh, să-l aprobăm și în Parlament. Există acord și susține din partea coaliției pe acest uh, punct de vedere uh, pentru că Întrebarea nu este dacă va veni cu tremurul, întrebarea este când va veni cu tremurul. Și nu vreau să par aici uh, nici tragic, nici patetic. Uh, și provocarea noastră este aceea de a ne pregăti ca atunci când va veni, și nu știm când va veni, să fim cât mai pregătiți și cu cât mai puține riscuri și pierderi de vieți și de, uh, omenești și de bunuri. Uh, trebuie să recunoaștem că un asemenea program uh, eficient și viabil nu a funcționat în România. Uh, acest program pe care noi l-am conceput a plecat pe cu totul alte baze și cu totul alte principii. Este un program multianual care nu se întrupe în fiecare an S-au introdus și clădirile publice, pentru că avem spitale, avem școli. Acestea nici nu puteau fi astăzi, pe vechea reglementare sau pe cea încă aflată în vigoare, nu puteau fi consolidate cu bani publici. Sau se introduc și clădirile de risc seismic 2. Și se creează un mecanism foarte simplu în care, în momentul în care ai o expertiză pe o clădire cu risc seismic, se introduce în programul de investiție a Ministerului Dezvoltării, și de acolo sunt câteva etape obligatorii, adică trebuie să faci proiectul tehnic în 2 ani de zile, după ce ai proiectul tehnic, trebuie să vii la, la finanțare, scuzați-mă, și finanțarea se acordă obligatoriu de către minister, după care se încheie un contract de investiții pe 4 ani, care poate fi prelungit pe încă 2 ani astfel încât să nu trebuiască în fiecare an să reînnoiești acest contract și autoritatea locală, respectiv beneficiarul, să aibă această siguranță a finanțării din, din fonduri naționale. Dacă vorbim de PNRR, în PNRR pe componenta valului renovării, pe care l-am avut în apel de proiecte în aprilie-mai și pe care l-am închis ca și apel, am avut 216 milioane de euro pentru consolidarea de risism și toți banii au fost accesați de către autorități locale. Ceea ce ne-a arătat exact ceea ce spuneam la început, cel mai important program este acesta, nevoia este extraordinară. Cu banii ăștia, câte din clădirile care au nevoie de consolidare se pot face? Din 218 milioane se pot face peste 100 de, de clădiri. Sigur, acum suntem în evaluarea acestor proiecte depuse. 100 de clădiri din câte care au nevoie, domnule? A, deci, în București, Peris Seismic 1 și 2, aceasta, fac o paranteză, altă problema a noastră este aceea că noi nu avem o evidență a clădirilor, a tuturor clădirilor cu risc seismic. Abia cu acest proiect legislativ creăm un, dacă vreți, o, o, organizăm în așa fel încât să avem la Ministerul Dezvoltării tot ceea ce se expertizează și cu obligații de expertizare în anumite zone cu risc seismic ale României, Va fi obligatoriu să, să expertizez aceste, aceste clădiri și să le avem în evidență. Noi ceea ce știm astăzi, de exemplu, în București, că avem un risc seismic 1 și 2, puțin peste 700 de clădiri. În mod categoric sunt mai multe. Bun, stați puțin că asta e important, ne oprim la asta. Pentru cei care, sigur, și locuiesc, dar poate vor să tranzacționeze astfel de proprietăți imobiliare, se face o expertizare astfel încât o clădire se poate trezi într-o clasă de risc seismic de bine ce nu era până acum, adică Suspiciunea e... e că sunt prea puține, nu încadrate, și că de fapt sunt mai multe, și atunci o luăm de la zero cu număratul, sau cum se va. Este întâmpla? Ca categoric că sunt mult mai puține aflate în evidență, dacă vreți, sau expertizate, decât clădiri cu probleme cu seismic. Sunt toți specialiștii, spun acest lucru, nu numai în București, și, și, în, și în țară. Deci asta înseamnă că, nu știu, să simplificăm, facem un recensământ al tuturor clădirilor care există uh, și a celor care există, mă rog, construite până la un, -un anumit an, evident. Deci, există o uh, în primul rând vorbim de zone care au un anumit risc seismic. Uh, pentru că nu toate zonele din România au un, un risc seismic. E zona Vrancea și tot ce vine din partea Moldovei și, uh, dacă vreți, partea de sud a României și București și așa mai departe. Dar și în Transilvania sunt câteva zone mai mici uh, care uh, cad într-un risc seismic. Uh, pe care trebuie să-l avem în, uh, în vedere. În aceste zone, uh, clădirile de spitale, clădirile de școli vor fi obligatoriu expertizate într-un anumit termen pe care îl dă proiectul legislativ, că adică nu putem să așteptăm până la infinit să vedem dacă o școală este riseismic sau care Termen, termen care ar trebui să fie Proiect. 2025, 1 ianuarie este termenul pentru aceste... Deci în 2 ani și jumătate da. de mâncă, ar trebui să știm toate instituțiile publice care sunt uh, cu risc de felul ăsta. Uh, mai ales cele care privesc activități de învățământ și de sănătate, pentru uh. că ele sunt expuse din modelul activității uh. mult mai mult și riscul evident uh, este, este mult mai mare. Dar important, important la acest mecanism este acela că statul vrea să investească, vrea să aducă bani, bani naționali și, evident, să aducă și din fonduri europene atunci când există această posibilitate și la PNRR. Hai să spun, am prins momentul și am adus totuși peste 200 de milioane de euro, care sunt și ei foarte importanți, dar și din bugetul național. Am avut această discuție inclusiv în ședința de guvern și din bugetul național există dispoziția foarte clară ca acest program să fie bine finanțat, pentru că sunt foarte multe clădiri, din păcate, în această situație și noi, încă o dată, trebuie să ne pregătim pentru momentul pe care nu-l știm, dar care va veni. Bun. Consolidări și reabilitări finanțate prin PNRR, și aici vorbim de câți bani care vor fi alocați în total? Avem două, 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 când, două mari programe da. în PNRR implementate prin Ministrul Dezvoltării. E valul renovării, care are o finanțare asigurată. Cu supracontractarea permisă de legea națională de 2,8 miliarde de euro, și pentru care apelul de proiect a fost de la 1 aprilie 30 mai, totul digital, totul transparent putea fi urmărit pe site, și din care s-au consumat 2,4 miliarde de euro. După evaluarea tuturor proiectelor, va urma un al doilea apel, în care, la fel, vă spuneam că programele Ministerului sunt oarecum. Pe anumite principii, cel puțin în mandatul meu, acest val al renovării a fost pe un principiu al teritorializării. În sensul în care fiecare județ a avut posibilitatea, într-o anumită limită, sumă, să depună proiecte pentru. Uh, uh, reabilitare energetică a blocurilor de locuințe, respectiv a clădirilor uh, publice, exact pentru a nu concentra toate investițiile numai în orașele mari și anumite zone ale țării să rămâne, hai să spunem, fără uh, proiecte finanțate. În a doua etapă din ceea ce a rămas, respectiv din ceea ce mai rămâne din evaluare, acest principiu nu, va fi un sistem competitiv total deschis și cine va fi mai bun va lua mult mai multe proiecte. Noi vorbeam la început de 100 și ceva de imobile, nu? Pe banii ăștia. Da. Dar nu știm încă, că de aici plecasem de fapt cu discuția, nu știm din ce total de clădiri care au nevoie. Da, da. nici măcar estimativ în momentul ăsta da. pentru nu. Că estimările spuneți sunt înșelătoare. Eu nu aș vrea să estimez și eu am primit tot felul de cifre de la specialiști. Ideea este că proiectul de lege care astăzi este în parlament și care prevede acest program, înființarea acestui program finanțat din bugetul de stat respectiv atragere de fonduri europene. Prevede un mecanism de la uh, care începe cu această chestiune de a, de a afla mă de a afla exact despre câte clădiri vorbim. Și evidența acestora să fie ținută de către cineva în speță de Ministerul Dezvoltării, că e Ministerul de resort. Uh, noi după 32 de ani, din păcate, nu avem această evidență și uh, fără această evidență. Dar care se va construi în timp. Adică noi nu o să așteptăm să facem întreaga evidență și până atunci să nu uh, consolidăm uh, nicio clădire. Nu. Toate clădirile care au, au, sunt astăzi expertizate după ce legea intră în vigoare vor putea intra în programul de investiții și între timp vor mai fi expertizate altele care intră pe parcurs. Adică nu. Sincer, vă spun, nu mai avem timp pentru, cum să vă spun, chestiuni birocratice în care construim acum o situație, mai adăugăm 5 imobile pentru că am primit 5 expertize. Nu, trebuie să trecem la investiții. Din păcate, domnule ministru, e un domeniu în care sunt probleme ăsta cu construcțiile, din cauza scumpirii materialelor, din cauza crizei energiei și așa mai departe. Câte din lucrările astea, din contractele astea, din planurile astea sunt puse sub semnul întrebării de ceea ce se întâmplă în materie de scumpiri? Uh, Probleme cu energia, cu producția, cu transportul materialelor și așa mai departe? Guvernul a luat încă de anul trecut câteva măsuri legate de creșterea prețului materialelor de construcții. Am avut ordonanța 15 care a permis ajustarea contractelor de lucrări publice anul trecut, în septembrie-octombrie, și care să știți că a salvat foarte multe contracte de la rezilierea acestora pentru că a acordat-o o majorare uh, în proceduri legale, evident, uh, pentru beneficiari, respectiv pentru uh, antreprenori. Anul acesta, în aprilie, ordonanța 47 pe fondurile naționale pe programele de investiții ale statului român, respectiv ordonanța 64 pe investiții din fonduri europene, a venit la fel să continue și am simplificat destul de mult, am mai învățat din Uh, nu spun greșelile, pentru că anul trecut uh, vreau să vă spun că uh, foarte multe țări care s-au confruntat cu această problemă n-au știut cum să o gestioneze, mm -hmm. pentru că asemenea programe nu s-au făcut până acum, până acum nicăieri în, în Europa. Uh, dar anul acesta, prin ordonanța 4764, atât pe buget național cât și pe fonduri europene, am mai simplificat foarte mult din ele și am pus din nou de la bugetul național fonduri pentru a putea asigura creșterea contractelor și ajustarea prețului contractelor. O problemă la care noi ne întoarcem periodic, mai ales în contextul creșterii de cheltuieli cu personalul din administrațiile locale. O reorganizare administrativă, domnule ministru. Mai facem niște pași în direcția asta, mai eliminăm uh, unități administrativ-teritoriale care nu se pot susține, care sunt foarte multe, care eventual sunt și depopulate, multe dintre ele. Uh, eu cred în puțin în alt mecanism, uh, pentru că mecanismul acesta de reorganizare, de eliminare, uh, știți, este nu spun că cel mai ușor, dar uh, 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 e așa radical. Primulismă dar politică nu e deloc ușor, pentru că vor fi o grămadă de primari sau de președinți nu. de consilii județene, dacă ne hotărâm să mai desfințăm și din județe, care, evident, politic vorbind, o să protesteze, nu și o să pună presiune pe centru. Bun, evident, întotdeauna. <coughs> scuzați mă întotdeauna a fost asta și în 68 au fost unele județe în care au fost, deși era regim dictatorial, în care au fost nemulțumiri și așa mai departe. Eu cred, în schimb, foarte mult în forța colaborării. Uitați, de exemplu, avem în Parlament legea zonelor metropolitane, legea așteptată de cel puțin 10 ani în România, pe care în 5 luni de zile am reușit să-l să aprobăm în guvern și acum este în Parlament, care merge pe această idee de, a, de colaborare cu poate sună prost, dar avantaje reciproce atât pentru centru metropolitan, orașele mari, municipiile, reședințe de județ și alte municipii, respectiv zonele periurbane, chiar și comune din împrejur. Și s-a găsit o, o formulă, zic eu, care cu autoritățile locale, cu structurile asociative, în care toată lumea a înțeles că aceste forme de colaborare trebuie să fie în avantajul amândurora. Pentru că până acum acest avantaj uh, uh, al amândurora nu a existat. Deci, noi avem, deși am avut o legislație chiar lapidară, dar am avut pe zone metropolitane, care nu ne-a ajutat altfel, dar am avut în total 21 de astfel de zone metropolitane uh, constituite în toată țara și evident inegale din punct de vedere teritorial, adică județe întregi în care nu aveam, aveam sau nu avem nicio zonă metropolitană. Ori dacă te uiți pe hartă, noi ne urtăm foarte des deci, și la finanțări pe, pe hartă ca să avem un anumit echilibru în dezvoltarea teritorială, vezi că aceasta este o problemă. Deci Legea zonelor metropolitane, legea consorțiilor administrative, care va strânge în colaborare alte tipuri de oat nu cele de municipii și în zona uh, periurbană, municipiului, ci zonele mai mici, rurale, pentru a strânge uh, uh, posibilitățile, resursele umane, financiare la un loc și de acolo de a le aloca. Acestea sunt mecanisme care, să știți că sunt susținute și de Comisia Europeană, sunt și jaloane în PNRR și eu cred că în forța acestora constă posibilitatea de îmbunătățire foarte mult a administrației publice. Evident și concluzionez aici, sunt diferențe majore în administrația publică locală și în funcție de calitatea conducătorului. Nu poate contesta nimeni acest lucru. Suntem și Ministerul Administrației. Bun, da. Uneori, chiar dacă eu știu această calitate e mare, nu cred că aceste unități se pot susține obiectiv vorbind, nu? Din taxe, impozite, nici atât, din cine știe ce alte alocări de la buget și așa mai departe. Domnul Șat, nu am acum aici această evidență, dar eu am mai făcut publică această evidență dacă mergem pe, pe ceea ce încasează din venituri proprii oat și ceea ce cheltuie pentru susținerea lor, să știți că am cam rămâne cu un singur județ, cu vreo patru municipii reședință de județ și cu care câteva localități. în logica asta. Uh, nu zice nimeni acum ca fiecare uh, care nu se poate susține să dispară, că nu despre asta e vorba, evident. Deci, eu doar spun că numai chestiunea asta, dacă o primim numai contabil, nu ne va ajuta pentru că o să ajungem la o situație radicală în cealaltă limită. Marea majoritate a oat nu susțin din venituri proprii cheltuielile și sunt și orașe mari care nu-și pot susține cheltuielile din venituri proprii. Evident că analiza aici trebuie să fie mult mai amplă și nu numai legat de partea financiară. Uh, și vedem și uh, uh, exemplele bune, uh, inclusiv pe fonduri europene. Noi am spus și de PNRR, unde am văzut care sunt județele care, hai să spun, uh, au atras, au accesat fonduri mult mai multe decât alte județe. Uh, până la urmă, din punct de vedere, hai să spun, a procesului democratic, cetățeanul va decide peste 2 ani și va decide bine că întotdeauna cetățeanul are dreptate. Da, dar cu cheltuielile astea, de exemplu, ale funcționarilor din administrație, cum rămâne? Că mai e și asta o problemă, până la urmă. Care, sigur, nu ține neapărat de Ministerul Dezvoltării, dar discutând politica acum, dacă vreți. O administrație se susține cu anumite cheltuieli. Dacă ele pot fi ajustate, în mod categoric trebuie ajustate. Eu nu am cum să îmi exprim un punct de vedere legat de în alte instituții sau autorități locale ce se întâmplă. Eu pot să spun că la Ministerul Dezvoltării, din structura pe care am preluat-o, ne-am organizat și partea de gestionare a PNRR-ului și suntem Ministerul care am semnat primele contracte pe PNRR în numele României săptămâna trecută. Primele șapte contracte cu finanțare din PNRR s-au semnat de Ministerul Dezvoltării și săptămâna viitoare continuăm. Adică a, a, am încercat și cred că am reușit să gestionăm în interior, fără a suplimenta numărul de personal, a, să gestionăm a, a, noile provocări pe care le avem. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otilo, astăzi în Piața Victoriei la Europa FM, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.